Solidaritatea țărilor europene și mobilizarea pompierilor și a voluntarilor sunt fără precedent. Pompieri din țara noastră cu mașini și echipamente speciale dau o mână de ajutor în Gironde, unde este situația cea mai gravă. We feel the compassion for the French people who are exposed at the fire, and we have to help French people and our colleagues from fire department of French. It doesn't matter the country, we are firefighters and we have to help people for around the world. Temperaturile foarte ridicate de până la 41 de grade Celsius și vântul care își schimbă direcția fac și mai grea misiunea pompierilor. On va essayer à l'arrêter, non, on ne veut pas qu'il passe la route en fait. Donc on le laisse progresser vers nous. Si le vent est favorable et si le vent est défavorable, on va le... il y a une équipe de l'autre côté pour l'éteindre. Nous, notre mission, c'est d'éviter qu'il passe la route. În Gironde au ars peste 7400 de hectare de vegetație uscată, iar în departamentul vecin, în Landiras, au ars alte câteva mii de hectare, după ce în iulie focul a mai făcut prăpăd în zonă. Peste 10.000 de persoane au fost evacuate preventiv. De multe ori, focare abia stinse se reaprind. Et le vent a tourné, il a rabattu le feu vers ici. Donc on avait jamais le feu juste en face de chez moi. Et c'est impressionnant parce que vous avez des flammes, vous avez la maison, vous dites je m'en vais, je ne sais pas si je la retrouve, mais si je la retrouve pas. Mais les pompiers, on peut leur dire un grand merci. On s'est retrouvé dans une zone en fait avec beaucoup d'habitats dispersés. On avait engagé évidemment énormément de moyens sur ce secteur. Le feu se propageant de nuit. On s'est retrouvé vraiment dans une situation extrêmement difficile, un feu qui est arrivé très violent et très rapidement sur la zone. Prefectura din Gironde a anunțat că în următoarele ore se menține pericolul de producere a incendiilor. În Bretania, la limita dintre Morbihan și Ille-et-Vilaine, au ars peste 330 de hectare. Aici sunt mobilizați peste 300 de pompieri. Alerta de producere a incendiilor este accentuată de temperaturile caniculare și de seceta prelungită. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche.